ziua, dragile mele! Astăzi vom face împreună un tort lejer și foarte răcoritor din clătite cu cremă de frișcă și mascarpone, căpșune și vișine. Se face foarte rapid și se poate servi îndată ce l-am pregătit. Primul pas pe care îl vom face este să pregătim clătitele. Vom bate 4 ouă într-un vas cu sare și zahărul. Vom turna puțin din cele 600 ml de lapte, apoi vom presura treptat făina. Eu am folosit 200 g de făină. La fel am procedat și cu praful de cacao. Am folosit cam 30 de grame cacao. Dumneavoastră puteți adăuga puțin mai mult pentru o culoare mai pronunțată a aluatului. În aluatul obținut am adăugat restul laptelui. Am amestecat bine pentru a evita cocolașele. La sfârșit adăugăm 3 linguri de ulei. În tigaie încinsă fără ulei, coacem clătitele pe ambele părți doar câteva secunde. Acestea sunt clătitele mele pe care le-am pregătit. Eu am obținut aproximativ 16 clătite. Pentru cremă vom avea nevoie de 250 ml de frișcă. Eu am folosit frișcă îndulcită, 250 g de mascarpone. Pentru umplutură am folosit 150 g de vișine din borcan și câteva căpșunele proaspete. Am pregătit căpșunile și le-am tăiat roți. Pregătim crema. Într-un vas vom pune mascarponele cu frișca. Eu am folosit, așa cum am menționat, frișca îndulcită, iar dumneavoastră puteți adăugați tot aici zahăr pudră după gustul dumneavoastră. Batem bine crema cu ajutorul unui mixer până la o cremă solidă. Crema noastră este gata. Pentru asamblarea tortului vom avea nevoie de un cerc pentru torturi sau un cerc de la tava de copt. Am fixat cercul cu pelicula alimentară. Am tăiat atent marginile clătitelor. Asamblăm tortul. Mai întâi aranjăm în cercul nostru 4 clătite până la margini.
Punem câte o clătită, apoi punem crema, vișinile sau căpșunile și procedăm astfel până terminăm toată crema. După ce am terminat toate foile, am aranjat marginile la suprafață. Presurăm puțină cacao pentru a avea un aspect frumos. Eu am decorat tortul meu cu câteva căpșune și cu niște rozmarin. Acesta este tortul gata, eu l-am tăiat peste o oră după asamblare. Iată, aceasta este felia mea. Uitați-vă ce bine arată și ce secțiune frumoasă are. Dacă v-a plăcut această rețetă, mi-ar face o mare plăcere să vă abonați pe canalul meu.